Slavă Sfintei și celei de o ființă, de viață vătătoare și de despărțitei trăini, totdeauna și purea și în veci și veci Sfânta curată, prea binecuvântată.
rugăciunii de azi și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Din oricând.
Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și-au plecat
fața la pământ. Ei însă au zis către ele, Îngrușe căutați pe cel viu între cei morți. Nu este aici și a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a spus vouă, fiind încă în Galileea, zicând că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. Atunci ele și-au adus aminte de cuvintele lui și întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor 11 și tuturor celorlalți, iar ele erau Maria Magdalena, Ioana, Maria lui Iacov și celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli acestea. Dar spusele femeilor au părut înaintea lor ca o minciună și nu le-au crezut. Însă Petru, ridicându-se, a aruncat la mormânt și aplecându-se, a văzut giurgiurile singure zăcând și a plecat mirându-se în sine. Deci ce de întâmplate. Yeah.
și slăvește-mă de oricare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, cu curață-mă limba mea de dreptatea ta. Doamne, putele mele de deschide și cura mea la vesti laura ta, că de fi voit jertfă de așteptat, ardele de tot de voit nevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul lui inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu vă auzi. Slăvine, Doamne, cu bunăvoirea ta Sionului și să se zidească Duhul Ierusalimului. Atunci vei trebui jertfa de peste, și ardele de tot. Atunci vor pune ca vreau Domnului. Mărire ta, într-o cântare cistindu-o să-l
fericire și bucură-te, că Fiul tău a înviat, a treia zi din mormânt. O, Dumnezeieștiul, o, Iubitul, o, prea dulcele tău glas, căci cu noi ai făgăduit să fii mai adevărat până la sfârșitul veacului Hristoase. Și veci, veci, veci.
Învață-ne pe
acum și purea și în vecii vecilor. Pentru cei care doresc pe apă de uscat și din aer, pentru cei vor
bolnav pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ușoară ca mintele fără de legile și de greșelile noastre, ale păcătoșilor și de vrednicilor să-i rog, ci cu milostivire să le curățească păcatele și să-și întoarcă mânia sa cea îndreptată pornită asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Pe noi, ci să-și aducă aminte că trup suntem și dulce iese și nu se mai întoarce și cu milostivire să ferească de moarte sufletele noastre și mânie, să-și aducă aminte de mine, Domnului să ne rugăm. Amen.
și bună șterge și dorirea credincioșilor să rog, totdeauna stăline să o primească Domnului să ne rugăm. Și a ta este împărăția și puterea.
gloria și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii noi. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai binevoit pentru mântuirea noastră, adentru Pati Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Carnele neschimbate întrupat și răstignite Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții Său pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Prea-ncă! Și veșnui viață și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, să acum și pururea și în vecii vecilor.
Sfânt ești Dumnezeu nostru și ți-e slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește, îți te bine, credincioși. Doamne, mântuiește, rece bine, credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine, Doamne, mântuiește, îți cer bine, credincioși. Doamne, mântuiește, Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte
Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Înțelepciune. Din faptele sfinților apostoli citire. Aminte. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii, eleniștii murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Și chemând cei 12 mulțimea ucenicilor, au zis, nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi cu nume bun, plini de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care noi ne rânduim la această slujbă. Hristos a mia! Hristos a mia! Și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozenit din Antiochia, pe care i-au pus înaintea apostolilor. Și ei, rugându-se, și-au pus mâinile peste ei. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea, și se înmulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim. Încă și mulțime de preoți se supunea și-a prăvărit o piatră la ușa mormântului.
Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, priveau unde l-au pus. Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salomea, au cumpărat miresme ca să vină să lungă. Și dis de dimineață, în ziua cea din tâi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele, cine ne va prăbăni nouă piatra de la ușa mormântului? Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Iar el a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat. Nu este aici. Iată locul unde l-au pus. Dar merge și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea, după cum v-a spus vouă. Și ieșind, au fugit de la mormânt, căci erau cuprinse de frică și de uimire. Și nimănui nimic n-au spus, căci se temeau. Maria ție, Doamne, Maria ție, Maria ție, Maria, Maria ție. Să zicem tot, tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne,
ție slavă ți-am, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și vorbea, și în vecii vecilor. Oh.
totdeauna, cum și pururea și întregii vecilor. Veșnicor.
Hristos, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă. Sfântarea păcatelor.
arhiepiscopul nostru, Teodosie, pe care îl dăruiește Sfintă tare biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, întrerugat în ține, drept învățând cuvântul adevărului Yeah.
Înnoiește-te, înnoiește-te.
Sfintele Paști este dedicată femeilor mironosițe și dreptului Iosif, Iosif cel cu bun chip sau cu de neam bun, și înțeleptului Nicodim, cei care s-au dus la Pilat și au cerut trupul lui Hristos, cel răstignit, mort, iar pe urmă înviat. Acest trup al lui Hristos a fost așezat într-un mormânt nou pe care Iosif îl avea și femeile mironosițe de mai târziu vor vedea locul unde a fost pus. Trecând ziua sâmbătă de aceea, urmând ziua de duminică, au luat femeile mirezme ca să vină să ungă trupul lui Hristos, după rânduială și după obiceiul legii celei vechi. Așezarea mormântului s-a făcut după ce trupul a fost uns, un amestec de aloie și smirnă de către Iosif și Nicodim, iar ungerea cu aromate se făcea parcă pentru a stăvili procesul acesta de descompunere, arătând devoțiunea și dragostea față de cel adormit, trecut la cele veșnice. Femeile mironosițe, sau între femeile mironosițe, sunt menționate la loc de frunte Maria Magdalena, din care Mântuitorul scosese 7 demoni. Era Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif. Maria lui Cleopa, Salomea, Suzana, Ioana, femeia lui Huza, utregătoarea lui Irod. Și sunt menționate mai apoi surorile Maria și Marta ale lui Lazar, ca femei mironosițe. Vedem anumită inocență acestor femei, care este vecină oarecum cu naivitatea, fiindcă văzusele unde a fost așezat trupul lui Hristos, au văzut și câtă râvnă au dat, de câtă râvnă au dat dovadă farisei, cărturarii și soldații când au venit și au pecetuit mormântul și au așezat o piatră mare la ușa mormântului. Și în zorii zilei, când întunericul se lupta cu prima geară de lumină, femeile mironosițe vin înspre mormânt și se întreabă una pe alta: cine ne va prăvări nouă piatra de la ușa mormântului? În condițiile date, era greu de crezut că vor avea parte de bunăvoință. Dar o încredere a lor aparte, o credință pe care o aveau în suflet, le-au făcut să treacă peste acest obstacol și să vină cu multă nădejde că vor putea să-și împlinească dorința. Ajuns acolo, văd piatra mormântului dată la o parte și un înger șezând deasupra. Ba unul din evanghelii spune că femeile au intrat în mormânt și au văzut acolo un înger îmbrăcat ca un tânăr în veșmântal și s-au spăimântat. Și acesta l-a întrebat: căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit? Nu este aici. A înviat. Iată locul unde a fost pus. Și mergeți și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge mai înainte de voi în Galileea, precum v-a spus. Acolo îl veți vedea. Dar iată că femeile mironosițe îl întâlnesc pe Hristos chiar mai înainte de aceasta. Fiindcă ieșind pe cale, tulburate, n-au pus alte întrebări îngerului, ci l-au întâlnit pe Hristos, care le întâmpină cu cuvintele: bucurați-vă, nu vă temeți. Și ele au cuprins picioarele și i le-au sărutat, nepunând alte întrebări. Într-un alt loc din Evanghelie se spune că s-a arătat mai întâi Maria Magdalena, care a crezut că îl vede pe grădinar și s-a rugat de el și a zis: Doamne, dacă Tu ai luat trupul lui și l-ai pus undeva, zi-mi unde l-ai așezat, că mă voi duce și voi lua de acolo. Femeile mironosițe au acest curaj nebun de a-L căuta pe Învățătorul lor. Fuseseră aproape de Hristos pe drumurile Țării Sfinte. Îl ajutaseră în misiunea de propovăduire, pregătiseră hrană, pregătiseră hainele
apostolilor, au fost alături de aceștia și au asistat la multe minuni. Și parcă în sufletele lor a fost mai multă nădejde și mai mult curaj, cum spun unii sfinți părinți, decât în sufletele apostolilor răvășite de durere și de consternare în fața ceea ce se întâmplase. Ucenicii erau adunați în foișor, mi se spune mai târziu, de frica iudeilor. Acolo îi vor găsi, vor fi găsiți de femeile mironosițe, care le vor duce vestea învierii. Și iată ce mare privilegiu le oferă Hristos acestor femei pline de credincioșie. Sunt primele care aud vestea învierii de la îngeri. Sunt primele care îl văd înviat și sunt primele care duc apostolilor vestea învierii. Așa încât zic Sfinții Părinți că ele sunt apostoli către apostoli. Ele sunt cele care, prin pilda vieții lor, ne dăruiesc nouă un exemplu de curaj. Curaj pe care trebuie să-l avem în viața și în viețuirea noastră creștină. Adică o credință asumată în Hristos și pentru Hristos. Femeile mironosițe sunt cinstite de o duminică ca aceasta, care este un omagiu adus lor. Și femeii creștine în general, fiindcă ele sunt icoana femeii din Biserica creștină, femei care se roagă în biserică, femei care primește un apostolat mai înainte de apostoli, femei care primește o slujire care covârșește, am spune, slujirea apostolilor. De aceea, în creștinismul primar și în Biserica Dremăritoare, femeia își cunoaște locul și rostul ei. De aceea, femeia înțelege în creștinismul ortodox că locul de slujire este altarul familiei și este și mănăstirea pentru cele care simt o vocație deosebită de a sluji de Dumnezeu. Sunt maicile și surorile din mănăstire. Dar pe altarul familiei și a slujit din societate, femeia arată multă tărie și mult curaj. Să ne amintim de mamele și bunicile noastre. Să ne amintim de profesoarele, de educatoarele, de învățătoarele noastre. Să ne amintim de acele femei creștine care slujesc în spitale și în locuri de ocrotire socială, care se aplacă cu milă asupra suferinței, asupra întristării și asupra sufletelor îndoliate. Să ne amintim de acele femei care, intrate în viața de familie, înțeleg să aducă pe lume copii, să-i nască și să-i crească, să le poartă de grijă. Și această educație naște blăstare vii ale Bisericii și duce pe mai departe credința. Să ne amintim în istoria Bisericii de mamele unor sfinți, cum ar fi mama Sfântului Ion Gură de Aur Antuza, care a rămas văduvă de la 20 de ani. Să ne amintim de Monica, de mama fericitului Augustin, care s-a rugat 18 ani pentru întoarcerea fiului ei de pe căile rătăcite. Să ne amintim de Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul. Să ne amintim de Emilia, mama Sfântului Vasile, sau de Sfânta Împărăteasă Elena, mama Împăratului Constantin cel Mare, care va aduce libertate creștinismului. Să ne amintim de atâtea mame de voievozi, de soții, de domnitori din neamul românesc, care au ajutat la păstrarea credinței, care au ctitorit biserici și mănăstiri și care au fost alături de fiilor, de copiilor sau de soților, ajutându-le să fie de folos oamenilor. Aceasta este cea mai mare slujire și cea mai mare împlinire a femeii. Asistăm astăzi la o luptă teribilă în numele feminismului, la o luptă oarbă și surdă, fără sens, în care femeia se irosește de multe ori căutând să dobândească drepturi
și însușiri care nu-i sunt proprii. Bărbatul și femeia sunt egali din punct de vedere duhovnicesc. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că întru Hristos nu mai există nici elin, nici iudeu, nici rob, nici liber, nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Fiecare, și bărbatul și femeia, are vocația mântuirii. Dar ele două sunt ființe complementare, care se împlinesc una pe cealaltă. Există diferențe de ordin biologic, fiziologic, psihologic, structural, care fac ca bărbatul să împlinească lucruri ale bărbăției lui, iar femeia să fie mama vieții, să fie dăpătoare de viață, lucru pe care bărbatul nu și-l va putea asuma niciodată. Și sunt multe alte lucruri care îi fac diferiți și în același timp îi completează unul pe celălalt, pe bărbat și pe femeie. Vedem în zilele noastre cum există o abdicare și de la misiunea aceasta a feminității și de la misiunea pe care trebuie să-și asume bărbatul. Nu degeaba spunea un teolog că ar trebui să ne gândim și să cultivăm la copii și tinerii noștri următorul lucru. Ca bărbații să fie mai bărbați, iar femeile să fie femei cu adevărat. Înțelegându-și fiecare rostul. La ce asistăm însă? La o îndepărtare de la aceste chemări, de la această vocație. Vedem tineri, băieți care sunt din ce în ce mai efeminați, care sunt îmbrăcați din ce în ce mai năstrușnic, care prin firea lor nu arată că și-ar dori să-și asume responsabilități în această viață și să-și înțeleagă rolul de viitor soț, de viitor tată, care caută numai distracție, care își umplu trupul cu tot felul de tatuaje, crezând că în felul acesta arată bărbăția lor și cuceresc pe fete, pe femei, care își pun belciuge în cele mai nebănuite locuri. Așa cum sunt fete care nu înțeleg din educația pe care o primesc că principala lor misiune este aceea de a deveni soție și mame. Care caută plăcerea, care caută voluntatea, care se pierd în fel de fel de lucruri nefolositoare, încercând să atragă atenția asupra lor, fie îmbrăcându-se provocator, fie dezbrăcându-se pentru a fi provocatoare. Vedem cum modul de înfățișare a lor este din ce în ce mai lipsit de naturalețe. Vedem aceste buze scăpate de sub control sau busturi pe care vor să-și mărească. Nu se gândesc însă la educație, nu se gândesc la copii. Poate că educația pe care o primesc și pe care iată o pregătim tinerilor generații va fi cea care va aduce și mai multă pierzare și mai multă va prejudicia și mai mult pe acești tineri nevinovați. Educația sexuală de la vârsta grădiniței și a școlii primare ce poate să însemne? Decât aceea că societatea dorește să transforme copiii în consumatori prematuri de sex. Că aceștia trebuie să devină consumatori de droguri, de alcool, să fie risipiți în viața aceasta, să-și piardă identitatea. Vedem câtă luptă este pentru ideologia aceasta de gen, pentru a-l face pe un băiat, pe un băiețel să nu mai fie sigur că el va deveni băiat și bărbat, că o fată nu mai este viitoare mamă, și că poate la un moment dat să-și schimbe orientarea prin intervenții chirurgicale și prin tot felul de adaosuri, tot felul de substanțe chimice care să genereze trăiri străine de normalitate. Uitați-vă
la modul în care se îmbracă tinerii în momentul de față. Nu mai există nicio diferență între bărbați și femei. Aceste tipuri de îmbrăcăminte unisex, care vor să niveleze pe toți, vor să piardă identitatea femeii și a bărbatului. Femeile milorosițe rămân un model de curaj și de normalitate într-o lume zdruncinată din temelii de cei care vor să schimbe premizele lumii acesteia. Familia creștină rămâne singurul bastion în care aceste valori mai pot fi apărate în măsura în care părinții înșiși, bunicii înșiși mai înțeleg ceva din ce vrea Hristos cu adevărat de la noi. Hristos n-a înviat ca noi, generațiile de creștini de mai târziu, să ne mai muțărim și să ne pierdem reperul în lumea aceasta. Hristos a înviat ca omul să se facă părtaș vieții. Și viață nu înseamnă distracție. Viață înseamnă asumare. Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului, s-au întrebat femeile milonosițe. Și n-au așteptat răspuns. Au avut nădejdea că ceva se va întâmpla bun și vor putea să-și împlinească gândul, dorința. Asta arată că atunci când omul nu mai vine în ajutorul omului, omul credincios își pune nădejdea în Dumnezeu. Și iată, Îngerul lui Dumnezeu se povară și pe la o parte piatra de la ușa mormântului. Dar aceste mame și aceste femei care își asumă responsabilitatea, care își asumă maternitatea sau îngrijirea de copii, dacă nu pot naște copii, aceste femei care sunt născătoare de vocații și de virtuți creștine în mănăstiri, toate aceste femei arată că au nădejde în Hristos cel înviat. În diminețile în care femeile pot veni la biserică, îngenunchează și se roagă mult înaintea icoanei Mântuitorului. Pentru că Hristos are puterea de a prăvăli piatra gândurilor și a neliniștilor care vin în sufletul fiecarei femei care este mamă sau care este purtătoare de grijă de prunci sau de bolnavi sau de oameni năpăstuiți. Și vine și cu soluțiile pe care îi le poate da acelei persoane pentru a fi de ajutor. Iubiți frați creștini, mesajul duminicii de astăzi este acela că trebuie să căutăm, să avem și noi curajul femeilor milonosițe, care l-au căutat pe Hristos în condițiile vitrege, potrivnice, în care au pornit ele spre mormânt. Iar dincolo de curaj, să avem credința în Hristos cel înviat la fel de puternică cu a lor. Și să nu uităm să ne bucurăm de fiecare dată, în duminici, în sărbători, când ne întâlnim cu Hristos cel înviat. Amin. Viața dăruim lui Dumnezeu.
picioarele și ferește-te și când viață fără doarele, în fricoșătoare lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai îndrădicit pe noi să ne împărtășim cu sfintele, dumnezeieștile, nemuritoarele, prea curatele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi cu sfințenia ta, toată ziua să învățăm dreptatea ta. Aleluia, aleluia, aleluia! Drept spre mila, părântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și uligați și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăți. Ție, Doamne! Lui Sfinția noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pura și în vecii vecilor. Amin! Cu pace! Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răspătește, prealărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim în tine. Pace numitare dăruiește bisericilor tale, preoților și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, bogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slava ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae s-au pus înaintea ta pe câtele robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile și cele către mântuire, și dăruiește-ne desfătarea din bunătăți mentale cele veșnice, pentru rugăciunile prea curate stăpânei noastre,
de Dumnezeu, născut oameni și pururea Fecioarei Maria, al Sfântului Cuvios, Irodion de la Rai, șarșilor dânsura căror pomenire o să răcim astăzi, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă lățăm împreună și Părintele Tău Celui fără de început și vrea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău. Atunci și Bunurile și în veci și veci și Domnului. Ridicându-i din patul durerii,
ca să te slăvească pe tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sărătoși îi ocrotește orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care cu iubire de oameni și gen fericire îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor și în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca darurile Tale. Dăruiește-ne, Doamne, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta de nădejde, în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și față de aproapele. Că al Tău este al nimic și care mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă lăsăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii noi. Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.